Astăzi, cu prilejul hramului Mănăstirea Voivodeni, preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat numeroși credincioși, care an de an vin la Sfânta Mănăstire pentru a fi părtași la bucuria obștii monahale în ziua hramului. În urmă cu 18 ani am sfințit piatra de temelie pentru Biserica Mănăstirii Voivodeni, care are ca și hram schimbarea la fața Domnului Hristos, și în fiecare an am venit la acest praznic aici. De această dată este un hram aparte pentru că Părintele Ghelase, ctitorul acestei mănăstiri, s-a mutat recent de la noi și îl pomenim să ajungă în rai împreună cu sfinții. Cu acest prilej am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie îndătinată, precum și un parastas la mormântul Părintelui Ghelase, pe care Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l ajute tuturor. Mănăstirea Voivodeni s-a îmbrăcat astăzi în straie de sărbătoare, întrucât își sărbătorește hramul Schimbarea la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Îi mulțumim preasfințitului Părintele Petroniu pentru faptul că și anul acesta a fost prezent în mijlocul nostru, aducând binecuvântarea arhierească pentru această mănăstire și totodată consolarea viețuitorilor care se nevoiesc aici, deoarece în urmă cu câteva săptămâni, starețul nostru protosinghelul Ghelase a trecut la cele veșnice. La final, preasfinția sa a oficiat slujba parastasului în amintirea starețului Ghelasie, care a trecut recent la cele veșnice.